Jean de la Fontaine, Murgul și Lupul. În anotimpul când zefirii trezesc din somn elanul firii și când încep din nou jivinele să-și părăsească vizuinele, pornind prin codrii după hrană, un lup zări pe o câmpie un murg. Frumoasă legioană, își zise el cu bucurie. Cum nu-i berbec, ci găligan de murg, eu la un vicleșug am să recurg și se îndrepta spre cal cu pasagale. Sunt doftor pentru animale cu studii și patalamale și orice soi de peteșug îl lecuiesc cu meșteșug. Ascultă-mă, jupâne murg, sunt și chirurg. Arată-mi buba dumitale și o lecuiesc fără parale. Mă fac să cad, știu eu, în vreo ispită. Am o tumoare aici la o copită. O, fătul meu, îndată mă apuc să o vindec, că e bubă cu bucluc. Te rog să nu ai însă nicio teamă. Nu dumneata ești doar întâiul murg din cariera mea de vechi chirurg. Am lecuit atâția cai de seamă. Și ce mai turavura, mărinimosul meu, pândea momentul când să-și înșface bine pacientul. Dar murgul, bănuind figura, ți l-a pocnit de la trimis de-a dura. Vezi ce ai pățit? Își spuse el amar. Așa-i când nu te ții de meserie, o fi vreun chirurg și măcelar, dar măcelarul-i greu chirurg să fie.